Să vă arăt cât este de fragedă. Foarte, foarte fragedă. Bună ziua, facem astăzi chiftele la cuptor. O rețetă deosebită. Vă invit să urmăriți. Acestea sunt ingredientele. Folosim cartofi, carne vită, porc jumate-jumate, bacon, condimente, avem bulion jumate de litru, condimente, ouă, ulei de măsline, varză, ardei, ceapă, usturoi, cașcaval și toate o să le găsiți scrise sub video. Deci este o cantitate mare, dacă doriți mai puțin, faceți jumate din ce găsiți scrise. Ne apucăm de lucru, punem cartofii la fiert. Până fierb cartofii, noi o să dăm pe răzător ardei cu usturoiul, ceapa și varza. Toate le-am ras pe partea mare, doar usturoiul pe partea cea mică. Să adăugăm ouăle. Amestecăm, punem făină, punem și piperul, punem paprika, punem pătrunjel uscat, o să punem și proaspăt, punem sare, adăugăm și carne. O să amestecăm foarte, foarte, foarte bine. Am mai adăugat două linguri de ulei de măsline. O să punem pătrunjel și iar amestecăm. Acum o să dau o formă de bile la carne. Așa. Și o să le pun într-o tavă. Le așez într-o tavă. Acum în fiecare o să facem o formă de gropiță. Continuăm așa cu toate. Să le dăm la cuptor preîncălzit la 200 de grade. Am curățit cartofii, acum o să îi zdrobesc. Să adaug puțin lapte, sare, și cașcaval, un și piper. Deci din cantitatea de cașcaval o să pun. Acum o să-l amestec foarte bine. Și l-am pus pe un platou ca să se răcească cât de cât cartofii, să nu ardă. Am împărțit cât de cât în 8 și acum o să le dau o formă, formă ovală. Și o să le punem peste carne. 30 de minute am lăsat la cuptor. Acum o să aranjez cartofii peste carne. Am topit baconul. O să pun foarte puțin să-i dau un gust afumat. Iar acum o să pun peste bulionul care l-am fiert cam 3 minute. Și așa fierbinte o să-l pun peste cartofi și carne. Deci peste bulion. O să presar din belșug cașcaval și îi repun la cuptor. Să apăs cât de cât puțin în jos și punem la cuptor. Este gata. Așa arată după 35 de minute. Și 35 de minute a stat la cuptor.
O să punem pătrunjel verde. Și este gata. Aceasta este rețeta noastră de chiftele la cuptor. Este o rețetă turcească, adaptată de mine, cum ne place nouă. Aceasta este rețeta noastră pentru astăzi, chiftele cu cașcaval și cartofi la cuptor. Găsiți ingredientele care le-am folosit sub video. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere! Să vă arăt cât este de fragedă. Foarte, foarte fragedă.